Bună seara, bine m-am regăsit, este 3 cu demiez nopți aici la Chicago. Mulțumesc, sincer mulțumesc pentru faptul că în cele 2 luni care au trecut de la punerea mea pe liber, am avut încă posibilitatea să fac asemenea lucruri, cum ar veni să înregistrez la miezul nopții, să studiez noaptea, dimineața, mă rog, să-mi folosesc timpul, așa ca o paranteză. Abia acum apreciez ce privilegiu are un pastor. Un pastor are la mâna lui programului 24 de ore, cel puțin 6 zile pe săptămână. Și e așa un semn de întrebare cum e posibil ca pastorii noștri să fie atât de puțin pregătiți. Ellen White, să o citesc pe Ellen White, spune că un pastor ar trebui să stăpânească orice domeniu al științei. Mă rog, la secolul XIX spune asta, nimeni nu stăpânește orice domeniu al științei. Dar, în general, este ideea că un pastor ar putea să fie mai bine pregătit pentru că are timp. Nu judec pe nimeni, eu însumi am pierdut foarte mult timp. Dar, fiecare lună care trece și în care mai am încă această libertate, sunt foarte recunoscător că pot încă să fac acest lucru. Deci, în această noapte, aș vrea să abordez un subiect care a fost discutat de multe ori la subsolul emisiunilor, anume relația între cruce și evoluție, între Hristos și evoluție. Pentru că una o exclude pe cealaltă și aceasta este teza evanghelicilor și bineînțeles la ziua șaptea. Anume că dacă evoluția a avut loc, n-a avut loc o cădere și atunci jertfa lui Iisus nu are niciun sens. Pe de altă parte, dacă vrem să acceptăm creștinismul, trebuie volens nolens să acceptăm creațiunea literală așa cum este descrisă în Geneza. A existat un teolog francez numit Théodore de Chardin, care de fapt a venit cu o idee, nu cu o apologie timidă a creștinismului vis-a-vis de evoluție sau a evoluției în creștinism, ci mai degrabă cu o idee oarecum zic revoluționare, pentru că vom vedea care rădăcini mai adânci în timp. Anume că, de fapt, teoria evoluției este expresia științifică a teologiei creștine și că teologia creștină este singura care poate să dea un sens teoriei evoluției și să ne dirigeze în autoevoluția omului, în depășirea condiției umane, în transumanism. Termenul lui nu este transumanism, bineînțeles, este hiperpersonalizare sau ultrahominizare, însă este aceeași idee, în folosirea tehnologiei în viitor pentru a crea, pentru a completa proiectul uman. Și Théodore Chardin a fost persecutat, a fost un paleontolog sclipitor, a fost unul dintre mari paleontologi ai secolului 20, este codescoperitor a omului din Peking. Mai mult decât codescoperitor, este de fapt cel care pentru prima oară când își făcea lucrare de doctorat în Europa, analizând niște fosile din Pleistocen, din China, pe baza unui simplu dinte pe care l-a găsit, a declarat că acolo trebuie să se afle un hominid. Este vorba de un Homo erectus în China, dar gândiți-vă că la data aceea se știa foarte, foarte puțin despre evoluția omului. Nu se știa nicio fracțiune din ce se știe astăzi. Deci, cu atât mai mare este valoarea acestei descoperiri a omului din Peking, care la începutul celui de-al doilea război mondial a fost trimis în America ca să nu fie luat de japonez și a dispărut pe drum, din motive pe care nu le cunoaștem. Mă rog, Chardin, viața lui poate face subiectul unui roman de mister și tensiune. A făcut un jurământ de castitate, de sărăcie și loialitate față de ordinul iezuit. Și ordinul iezuit i-a poruncit să nu publice cărțile pe care le-a scris. Așa că Théodore Chardin, întrucât acest vot de loialitate dura până la sfârșitul vieții, a decis să și-l păstreze, dar a încredințat cărțile lui să fie publicate postum unui prieten. Ideea lui Théodore Chardin, așa cum am spus, că evoluția și creștinismul sunt și același lucru. Până în semnul egalității între evoluție și creștinism. Are rădăcini în secolul XVI, în teologia a doi mari învățați care s-au contrazis între Erasmus de Rotterdam și Luther. Erasmus de Rotterdam, încercând să susțină principiul voinței libere,
susține că Dumnezeu la creațiune, pe baza unei exegeze a textului Genezei, că Dumnezeu la creațiune a injectat unele din proprietățile lui creatoare în natură. Și omul în mod natural a moștenit această proprietate, această proprietate de a fi liber și de a fi creator. În timp ce Luther susține că această calitate a fost dăruită omului prin încarnare. Cei 200 de ani care au urmat de la Luther și au dus la cristalizarea modernității, în general a mers pe conceptul lui Luther mai mult, acela că prin încarnare Dumnezeu a dat omului, a transformat omului ceva din calitățile lui și de aici principiul autodeterminării, a libertății care stau la baza a individualismului, a respectului față de persoana umană, care stau la baza modernității. Însă, odată cu apariția teoriei evoluției, apare de la sine ideea că Erasmus ar putea să aibă dreptate, întrucât evoluția vorbește despre proprietatea, și nu mă refer doar la evoluția organică, mă refer la evoluția întregului univers. Vorbește despre o proprietate a materiei de a se auto-organiza și a universului de a crea forme noi. Aceasta este clar, nu este niciun secret pentru astăzi, numai cei de la Andrews nu vor să recunoască acest fapt. Și aceasta, bineînțeles că a creat baza unui sistem ca cel al lui Teia de Chardin. Dar aș vrea să merg, să fiu puțin personal, da? Eram pastor la Râmnicu Sărat pe la începutul anului 80. Și la Buzău era un anticariat în care găseam cărți neașteptat de bune. Am găsit foarte multe cărți bune. La Sibiu era un anticariat în care găseam cărți vechi foarte bune, ca și la București. Dar la Buzău găseam cărți noi bune. Nu știu cum ajungeau acolo. Bănuiesc că era acolo un institut teologic de mâna a treia, bănuiesc că primeau le cărți din străinătate și le vedeau la anticariat. Însă acolo l-am găsit pe Teilhard de Chardin și l-am cumpărat. Și ideea lui Teilhard de Chardin, pe care am răsfăit în cartea pe drum, aveam ceva idee de Teilhard de Chardin, dar, în general, conceptul de bază al filozofiei lui și al teologiei lui evoluționist este punctul omega, punctul de convergență al evoluției umane, care, de fapt, este Iisus Hristos. Iisus Hristos este alfa și omega, în sensul că la întrupare Iisus a apărut ca alfa, iar punctul omega este când evoluția umanității va atinge punctul, deci va atinge idealul prezentat de Iisus Hristos acum 2000 de ani. Și acesta va fi punctul omega. O să revin la aceasta mai târziu. Interesant este că eram în drum spre conferință, spre București, și chiar atunci a apăruse o carte numită Omega de Lewis Walton. Cred că mulți o cunoașteți. În care toată cartea este o teorie conspirativă scrisă în stil de roman polițist. A făcut rumoare mare între noi, fiindcă noi nu eram învățați cu romane polițiste. Este o falsificare a istoriei, de fapt. Însă, ideea este că există două apostazii în adventism. Una a fost Kellogg, aceasta este Alpha, și apoi este apostazia Omega, care are loc în timpul nostru. Și, bineînțeles, că o parte din această apostazie este infiltrarea ideilor evoluționiste în teologia adventistă. Deci, mă duc la București, cumpăr Omega, sunt pe drum cu Teilhard de Chardin, altă Omega, și la mintea care aveam atunci s-a ridicat serios întrebarea mea dacă nu cumva Omega lui Teilhard de Chardin de fapt este Omega lui Walton, adică este o apostazia perfectă. Așa că chiar am ținut câteva predici, câteva seminarii despre Teilhard de Chardin, dar nimeni n-a fost interesat. Cert este că mai trec 2-3 luni și suntem chemați la București, primim o vizită a unor profesori de la Andrews și de la Colonge, și printre altele este un reprezentant respectabil al ultimei generații de intelectuali adventiști din Europa de Vest, Jean Turchet, și un american, al cărui nume l-am uitat. Și la timpul de întrebări și răspunsuri, ridic și o mână și întreb ce prea aveți de Teilhard de Chardin. Americanul răspunde, Teilhard who? Și Jean Turchet răspunde cu ironie, cu dispreț. Teilhard de Chardin este unul dintre cei care în 1913 a mușcat din faimosul hoax al omului din Pitman. Și după aceea a pretins că a descoperit, a găsit în Peking
în China, mă rog, un altă relicvă de om, dar interesant că el a descris-o, dar nimeni n-a văzut-o că aia a dispărut pe drum. Deci era puțin stil Walter Veit, ca să zic așa, că totul este o conspirație, dar mergând la sistemul lui Teilhard de Chardin, un sistem speculativ. Respind și oamenii de știință, fiindcă nu este știință, respind și teologii, fiindcă nu este teologie, până și Biserica Catolică l-a respins. Așa că nu merită să ne pierdem timpul, dar de caracterizarea lui, deși n-a folosit cuvântul Omega, Türche a sugerat același lucru, că în momentul când introducem ideea evoluționistă în creștinism, am introdus Antichristul și apostazia finală, pentru că este o negare a crucii. Aș vrea să vă propun în această noapte, dimineață, seară, ziua cei la dumneavoastră, la mine noapte, spre dimineață, aș vrea să vă propun o analiză a teologiei lui Teilhard de Chardin. Și pentru aceasta vreau să începem mai întâi cu partea științifică. Întorcându-mă de la conferință, citesc mai departe Teilhard de Chardin. Și ceea ce mă uimește este că cartea lui, Fenomenul omului, aceasta era cartea pe care o aveam în franceză, are doar un apendix teologic la urmă. Cartea lui abordează problema științific. Și nu am putut să nu recunosc formidabila sinteză de informații și date, mai ales în paleontologie și biologie, pe care oferă Chardin la nivelul anilor 1940. E depășit, cu siguranță că toate sunt depășite, dar intuițiile lui sunt confirmate, aici este problema. Însă el este la zi în paleontologie, este la zi chiar și în astrofizică, ca probleme de cultură generală, dar mai ales în domeniul paleontologia și geologia și biologia, Teilhard este foarte la zi și are intuiții, are predicții care se confirmă mai târziu în descoperiri ulterioare. Așa că ironia lui Türche nu ține apă. Îți dau un simplu exemplu, problema omului din Peking, da? Așa cum am spus, Teilhard de Chardin a găsit un dinte și pe baza acestuia a spus că omul acela trebuie găsit acolo. 7 ani, expediția la care a participat, n-a putut fi el sponsor expediție, dar a participat la această expediție, însă el a fost impulsul cauzat la această expediție. Au căutat omul din Peking știind că este acolo și l-au găsit. Este Homo erectus, folosește unelte, face focul, da? Este vorba de un hominid. Da, asta se întâmplă la 1930 și ceva, deci e cu mult înainte ca acele revoluționare descoperiri ale de paleontologie, de antropogeneză din Africa, să creeze un tablou aproape complet al evoluției umane. De fapt, cred că nu greșesc dacă spun tablou este complet, fiindcă aspectele celelalte care lipsesc nu țin de biologie sau de anatomia omului, ci sunt legate de evoluția gândirii umane și a inteligenței lui, aspecte care nu pot fi în paleontologie verificate direct decât prin prezența uneltelor. Dar de acolo trecem la arheologie. Însă, care este concepția lui Teilhard de Chardin? Vreau să fac continuă prezentarea acestei concepții. După aceea să vom vedea cum leagă Teilhard de Chardin această concepție a lui despre evoluție cu teologia creștină. Și după aceea, cum răspunde la problema păcatului original și a suferinței și a crucii. Și aș vrea să spun că mă voi declara nesatisfăcut de răspunsul lui Teilhard de Chardin. Așa că voi încheia prezentarea astăzi cu această frustrare și o voi continua în următoarea prezentare, în care voi prezenta problema păcatului original vis-a-vis de evoluție, așa cum ne-a înțeles Teilhard de Chardin. În ce sens cred eu că o înțeleg mai bine? Dacă ultima prezentare despre lege și păcat la Pavel, la epistola către evrei, a părut puțin abstractă și puțin confuză, o vom continua cu ocazia aceea. Cred că Teilhard de Chardin, nefiind protestant, n-a mers pe linia lui Pavel și a lui Luther. Și din cauza asta n-a putut să dea răspunsul. Dar hai să începem cu concepția lui Teilhard. Prin ce se vorbește Teilhard de Chardin? De un biolog modern,
să zic, de Richard Dawkins sau de Stephen Jay Gould. Prin faptul că Teilhard de Chardin crede că evoluția are o direcție. Aici este deosebirea principală. Biologul modern și 9 din 10 biologi de pe vremea lui Teilhard de Chardin spuneau că evoluția este un proces pur aleatoriu. Teilhard nu neagă faptul că selecția naturală este un proces pur aleatoriu. Dar în același timp încearcă să demonstreze că există un sens în evoluție dincolo de acest proces aleatoriu. Cum demonstrează Teilhard de Chardin această idee? Mai întâi aș vrea să spun că argumentația lui științifică, filozofică științifică, nu este chiar atât de originală. Teilhard a împrumutat din partea altă, de peste gard, anume de la un concept sovietic numit biocosmism. Biocosmismul este, de fapt, o continuare a unei eseu al lui Engels, a unui de fapt, colecție de eseuri al lui Engels, care au fost publicate pentru prima oară în Uniunea Sovietică, sub titlul Dialectica Naturii. Ideea la Engels și apoi la filozofii sovietici este aceea de a arăta că există un sens al evoluției Universului care duce obligatoriu la comunism, cel puțin pe planeta noastră, sau în mod necesar la comunism sau la extinția vieții pe planetă. Și ideea lui Engels este, pe care o susține Engels, este oarecum plecând de la Hegel, dar dându-i o culoare total materialistă lui Hegel. Este că materia în univers are o tendință inerentă de a evolua de la simplu la complex. De unde e energia aceasta către complexitate? Engels spune că această energie vine din unitatea dialectică a contrarilor, un fel de materialism al dialecticii lui Hegel. Și lupta contrarilor creează această energie. Bun. A doua teza lui Engels este că, de fapt, psihicul uman, inteligența, conștiința, în mod latent, se află în isocalitatea materiei. Și el definește această calitate ca fiind reflectarea. Reflectarea este proprietatea materiei de a se reflecta în ea însă și pe măsură ce materia devine mai complexă, reflectarea devine tot mai complexă, până ce în lumea animală avem un psihic și apoi, pe o dată cu dezvoltarea unui creier mai complex apare conștiința. Sovieții au încercat să ofere un răspuns la scepticism existențialist. Am văzut că existențialismul este sceptic prin natura lui și că un existențialist creștin numit Paul Tillich a oferit un răspuns în curajul de a fi ca inspirat ras de curajul lui Iisus și credința lui Iisus, curajul însuși devine o certitudine. Mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta și am expus-o eu însumi. Însă, sovieții încearcă să oferă, din motive politice, un răspuns la scepticismul și pesimismul existențialist burghez. În același timp, însă, ei înșiși încearcă să se încurajeze în coșmarul care trăiau, privind către un viitor utopic. Teza biocosmismului sovietic este că există, de fapt, trei sfere de existență în evoluția Universului. Prima sferă de existență este cea a materiei neînsuflețite, inclusiv materie organică, numită litosfera, la pământul nostru referindu-ne. A doua formă de existență în evoluția materiei pe pământ este biosfera, care înconjoară litosfera, și că există o a treia sferă numită noosferă, care este sfera gândului. Dacă vreți o versiune modernă a conceptului de noosferă, în cartea, în faimoasa carte a lui Richard Dawkins, The Selfish Gene, există un capitol numit The New Replicator. Vă recomand să citiți The Selfish Gene, este o carte care merită citită. Și The New Replicator arată că există un alt gen de evoluție, odată apărută inteligența umană și această gen, și în care gena este înlocuită cu mema, și genetica este locută cu memetica, dar există același mecanism aleatorii de mutații și de selecție naturală care duce la evoluția în lumea noosferei. Ideea este îmbrățișată, aproape universal astăzi, anume că noosfera, sau ceea ce sovieții numeau noosferă, dar termenul a intrat în uz sau a reintrat în uz de la apariția internetului.
noosfera are o evoluție bazată pe șansă și selecție naturală ca și, ca și codul genetic. Unitățile de informație și, și de, mă rog, de cultură, să zic așa, memele sunt supuse unui proces de replicare și selecție naturală și mutație. Bun, Tarek Ardern împrumută acest concept de la biosovieți, de la biocosmismul sovietic. Dacă vreți, o bună ilustrare a biocosmismului este Star Trek. Star Trek este inspirat dintr-un roman și după aceea film sovietic numit Nebuloasa în Andromeda. Însă în America ideea a fost dezvoltată și producția cinematografică a putut face mai mult decât puteau rușii să facă. Star Trek este bazat pe concepția biocosmismului. Un alt film mai sceptic, bazat pe concepția biocosmistă, este Planeta Maimuțelor. Dar trecem peste asta acum, fiindcă voi vorbi de Planeta Maimuțelor mai târziu. Deci, să mergem la la Tarek Ardern. Da. Care este argumentul lui Tarek Ardern? Mai întâi, privind lumea fizică, el observă că odată cu expansiunea Universului există și o involuție a Universului. Cuvântul involuție nu trebuie înțeles în sens că inul este un prefix privativ. Involuție însemnează antievoluție. Nu asta este sensul. Ci în sensul că există o expansiune a Universului în afară și în același timp o involuție a Universului, o evoluție a Universului către interiorul materiei. Adică o creștere a nivelului de complexitate. Tarek aduce argumente cum că Universul tinde spre complexitate. Aceste argumente astăzi sunt adevărate, dar astăzi sunt depășite. În sensul că știm mult mai multe despre evoluția Universului decât știa Tarek Ardern în 1940. Lucrul este foarte clar. Universul pleacă de la o supă de fotoni și electroni, apoi forțele fundamentale intraatomice și forța electromagnetică fac să apară primii atomi de hidrogen, urmează puțin heliu și litiu eventual, deci prima nucleosinteză după Big Bang, apoi gravitația creează primii sori care prin nucleosinteză creează elementele din tabloul periodic, urmează să formează galaxii și sisteme solare, se formează materie organică, compuși organici complexi în univers. Toate acestea aici, toate astea nu pot să spui că Ardern are dreptate în sensul unei tendințe spre complexitate de la Big Bang până în timpul nostru. Universul devine tot mai complex. Ideea lui Tarek Ardern este însă că există o forță lăuntrică care dirigează evoluția Universului. Care este această forță lăuntrică? Și vreau să fac o paranteză, să discutez al lui Tarek puțin în termeni moderni. Tarek spune că respinge dualismul materie-spirit. Nu există materie și spirit. Există materia și spirit sunt două variabile, de fapt, într-o ecuație. Și Universul sau materia are inteligența și conștiința nativă în el. Deci el nu este un panteist aici. El spune că pe măsură ce gradul de complexitate a materiei crește, sunt interacțiuni tot mai complexe între corpuscului în univers și atunci când se ajunge la apariția vieții, intrăm într-o nouă fază de complexitate în care apar primele semne rudimentare de psihism. Aceste rudimente de psihism fac un salt atunci când apare cefalizarea. Aici vorbește deja ca un paleontolog și în momentul când intră în paleontologie, deja Tarek devine mult mai sigur, mult mai confident. Deci prima apare cefalizarea și cefalizarea în segmentarea corpului implică faptul că există un cap care este ghidul întregului organism, atât în interior cât și în afară. Și acest cap este sediul creierului, care este un sistem centralizat de percepția lumii și de organizarea informației. Și pe măsura evoluției, pe măsură ce creierul devine mai complex, în același timp psihicul devine mai complex, ceea ce nu este nimic de mirare. Însă aici Tarek introduce un concept foarte interesant.
În 1940 deja apărise, sau 38-40 când a terminat el cartea lui, deja apăruse sinteza modernă în biologie sau neodarvinismul și era încă un conflict neterminat între două școli, în evoluționism, neodarvinismul și neolamarcianismul. Acum, cum știm, darvinismul consideră că toate mutațiile sunt aleatorii, în timp ce lamarcianismul consideră că anumite trăzături achiziționate sunt transmise generații următoare într-un fel, printr-un mecanism sau altul, chiar dacă nu genetic. Și Teilhard susține o idee interesantă că în evoluția psihicului animalelor acționează factori lamarckieni, în timp ce în evoluția corpului acționează strict factori darwiniști, aleatorii. Dar că reținerea mutațiilor este influențată de psihicul animalului. De exemplu, un animal care are un psihic carnivor va avea înclinația, populația aceea cu un psihic carnivor, să rețină acele mutații care favorizează predația. Și aceasta se face nu numai prin selecție naturală, ci și prin selecție sexuală. Ritualuri de împreunare care selectează gena de predator. Deci, el vede aici deja tendința, dacă în evoluția lumii anorganice există o tendință psihică secretă care numește dimensiunea interioară a materiei. Și aici, probabil că, ca să-l ajutăm pe Teilhard de Chardin, putem apela la conceptul lui Jean Polycarne de determinare din afara spațiului și timpului a evoluției materiei prin fizica cuantică. Însă, mergând la partea cu psihismul, e clar că psihismul devine psihic real în lumea animală. Și Teilhard de Chardin vede de acum psihicul având un rol de a direcționa evoluția lumii animale. Ideea, să aduc câteva idei interesante cu privire la evoluția lui Teilhard de Chardin. Mai întâi, Teilhard de Chardin este unul dintre primii paleontologi care realizează, înainte de a se ști despre mișcările tectonice și despre evoluția continentelor, care face legătură între evoluția continentelor și evoluția vieții pe Pământ. Un lucru pe care îl observ, de exemplu, este că în America de Sud, să zic, sau în Australia, biota, deci mamiferelor, izolată fiind, se organizează similar ca lumea veche. Deci, în lumea veche avem mamifere care sapă, mamifere insectivore, mamifere care sapă, mamifere care zboară, mamifere care nuată și mamifere care sunt terestre. De asemenea, avem insectivore, erbivore, carnassiere și omnivore. Pe toate continentele, atunci când sunt izolate între ele grupe de mamifere și evoluează diferit, biota se diversifică în același fel. Și nu numai că se diversifică în același fel, dar au caractere comune, deși evoluția este în paralel. De exemplu, apare saber-tooth cat așa, apare la placentate, dar și la marsupiale. Anumite caractere exterioare, ai elefant marsupial, ai lup marsupial, ai tigru marsupial, leu marsupial. Deci e evoluție independentă care merge paralel și lui asta îi spune că există o direcție în evoluție. Comparând cu lumea dinozaurilor, observă de asemenea că dinozaurii în exterior se aseamnă mult cu mamiferele și există dinozauri care nuată în apă și se aseamnă cu delfinii și la fel sunt împărțiți în grupele respective ca și mamiferele. Unii zboară, unii nuată, unii sapă pe sub pământ, unii sunt insectivori, alții erbivori, alții carnassieri. Deci aici este o idee interesantă. Noi știm astăzi, avem mult mai multe informații despre relația între mișcările tectonice și evoluția lumii vii, coastele continentelor care s-au despărțit, au aceeași roci, aceeași structură, dar și aceleași fosile. Și fosilele sunt începutul unui lanț de evoluție care a evoluat independent pe continentele care s-au despărțit. Și acest paralelism al structurii biote pe cele două continente, observat de Chardin, este foarte adevărat, dar îl putem vedea mult mai bine. O altă idee cu care vine Teilhard de Chardin este că această tendință spre complexitate duce necesar, în mod obligatoriu, la inteligență. De exemplu, vermii paraziți au forme foarte complexe de reproducere. Sau insectele
au specializări foarte complexe și viața socială foarte complexă. Dar ideea lui este că, o idee care este de bază la el, este că cu cât un organism este mai specializat, cu atâta evoluția psihică se frânează. De exemplu, tigrii au ghiare, antilopele au picioare, maimuțele n-au nimic. Și maimuțele au avut o evoluție cerebrală. Cerebralizarea, ajunge la un anumit nivel, e un salt calitativ numit hominizare. Ce este hominizarea? Hominizarea este momentul în care evoluția devine conștientă de ea însăși. Este un termen împrumutat de la Julian Huxley, care a băgat teard. Sau este momentul în care animalele știu, animalele cunosc. Omul cunoaște sau știe că știe. Omul știe că el cunoaște. Deci este cunoașterea se reflectă în ea însăși. Este gradul în care, mă rog, universul se reflectă în el însuși și universul devine conștient în om. Și aici începe o nouă fază de evoluție numită nouă sferă. Da? Nouă sferă are o evoluție a ei, odată ce apare hominizarea. Ce este nouă sfera? Nouă sfera este totalitatea gândurilor. Și vorbim de hominizare, dar care are puține informații, nu puține informații, nu are informațiile noastre. Are niște intuiții fantastice. Deci mă gândesc la felul derogator în care a vorbit Surcher despre el. Și sunt uimit de intuițiile lui. De exemplu, el susține că în lumea biologică, tendința este spre divergență, spre diversificare. Lucrul se poate dovedi. Vorbim de un paleontolog care, chiar la nivelul anilor 40, când nu se știa ce se știe despre paleontologie, a putut să urmărească diversificarea arborului vieții prin eonii geologici. Este un fapt că viața are tendința să se diversifice. Însă, hominizii au fost o grupă cu totul specială de primate. În ce sens? Celelalte primate s-au specializat. Dacă trecem de ce știa Teilhard de Chardin, la istoria omului așa cum o cunoaștem astăzi, în cazul lui Lucy, da? 4 milioane de ani aproximativ. Deci nimeni nu știe dacă Lucy a fost sau nu un strămoș al omului. Poate a fost, poate n-a fost. Cert este că pe vremea lui Lucy existau mulți australopiteci, multe maimuțe bipede cu un creier puțin mai mare decât al cimpanzeului care foloseau unelte. Ce interesant este că pe măsură ce evoluția a continuat, cimpanzeul, gorila, bonobo s-au specializat la viața în copaci. Și deși și-au păstrat o flexibilitate a evoluției creierului, totuși a fost o specializare la viața în copaci. În timp ce hominizii au păstrat poziția bipedă și nu s-au specializat organele pentru nimica, creând un astfel de specializare, adică un creier foarte complex, inteligență și folosirea uneltelor. Acum știm că uneltele au fost folosite de maimuții antropoide înainte de apariția omului și mai ales de pitecantropi, australopitești, mă rog, ce numiți hominis, homo erectus și așa mai departe, toți au folosit unelte, au făcut focul, au avut rudimente de cultură care s-au dezvoltat-o mai mult. Însă ceea ce caracterizează hominizii este că s-au încrucișat între ei tot timpul. Și ca atare nu a fost o diversificare a hominizilor. Unii au dispărut, e adevărat, dar ce a rămas s-au încrucișat între ei. După ce a apărut omul, omul a evoluat, s-a diversificat mai multe rase. Însă aceste rase au continuat să se încrucișeze între ei. Au călătorit, au migrat, au făcut schimburi de artefacturi, s-au cucerit unii pe alții, dar au continuat. Fondul genetic a rămas în principal comun. Și ca atare, omenirea nu este împărțită în rase, absolut, în mod categoric. Este greu să spui unde începe o rasă și unde se termină alta. Deci omul este o singură specie, chiar dacă are mai multe rase. Aceasta arată lui Teilhard că de la om încolo începe o nouă tendință. Și anume, tendința de diversificare se încheie și universul începe să se închidă în el însuși, ca să spun așa, în sensul că, așa cum am spus, toate aceste grupe de hominizi se unesc genetic. Pasul al doilea este, odată cu dezvoltarea nouă sfere, care este totalitatea gândurilor, începe
o suprapunere a diferitul element al noosferei și începe un element de comunicare în noosferă între gânduri, între culturi. Și tare deja de pleacă de la un lucru foarte, foarte banal, anume că Pământul este rotund. Și faptul că Pământul este rotund arată că noosfera nu se poate extinde ca să se subțieze, ci este mai degrabă ca o plăcintă care se rulează peste ea însă și tot timpul, duce la foarte multe tensiuni, dar în principal aceasta duce la evoluția noosferei către un punct de o evoluție convergentă a noosferei care se încheie cu un punct de închidere. Acest punct de închidere este numit deci hominizarea fiind o convergență, noosferă, o convergență a vieții sau a universului care de la litosferă trecut la biosferă s-a diversificat, apoi apare omul și omul este convergent genetic, apoi convergent cultural și ajunge la universalitate în cele din urmă. Această închidere a noosferei este numită de Chardin ultrahominizare sau hiperpersonalizare. În ce sens? Personalitatea însemnează o hiperdezvoltare a individualității în relație cu alte individualități și cu universul și cu sine însuși. Aceasta este persoana umană. Pe măsură ce noosfera se dezvoltă, apare un proces de hiperpersonalizare în sensul că personalitatea se dezvoltă, devine tot mai complexă. Deci oamenii se înmulțesc, comunică tot mai mult. Pământul e rotund. Noi n-ai unde să te duci în altă parte, cel puțin până, mă rog, migrația spațială este un vis deocamdată. Deci oamenii se înmulțesc, comunică între ei, sunt obligați să, într-un fel sau altul, să se înțeleagă, fiindcă trăiesc pe aceeași planetă. Și personalitatea devine tot mai complexă. În această planetă aglomerată și în același timp tehnologizată și în care ideile circulă și informațiile despre univers se dezvoltă exponențial. Și în acest context, noosfera însăși devine o persoană care este punctul omega. Deci apare o suprapersonalitate care este o sumă a personalităților și care nu anulează celelalte personalități, dar ele participă la această personalitate. Chardin salută cu entuziasm idealul Nietzsche, că omul este un proiect neîncheiat și că omul trebuie depășit. Și aici aduce o idee foarte interesantă, anume că rolul tehnologiei, în ce sens? Și aici ajungem iar la o predicție a lui Teilhard de Chardin, care s-a împlinit în timpul nostru. Chardin consideră că evoluția biologică a omului trebuie să continue. Dar așa cum el consideră, ideea lui cu totul originală în teoria evoluției, că psihismul este un mecanism lamarckian care dirigează evoluția darwiniană a corpului, la fel, el consideră că evoluția biologică a omului va fi dirijată în viitor, științific. Dar pentru a fi dirijată corect, omul trebuie să înțeleagă bine care este sensul evoluției. Și de aici nevoia de teologie. Merg mai departe. Teilhard face o predicție că închiderea noosferei se va face nu prin evoluție biologică, nici prin evoluție culturală, ci prin evoluție tehnologică. De lucru acesta și-a adus la minte contemporanii noștri, care până în 1990 s-a arătat de Teilhard. A fost considerat un visător. Dar începând în 1990, Teilhard a început să fie tot mai des citat. De ce? Mai întâi când a apărut World Wide Web, da? WWW, când a apărut, nu când a apărut internet, dar când a apărut noi programe de internet care au permis conectarea întregii planete, instantaneu cu viteza luminii. Dintr-o dată, teza lui Teilhard, că tehnologia va contribui la crearea unei nouă sfere închegate, închise, sau convergente cel puțin la timpul nostru, a fost reactualizată și din 90 noi folosim termenul nouă sferă, mai ales când ne referim la evoluția internetului. Celălalt aspect spre care mergem acum este inteligența artificială. Și este un fapt matematic. Că inteligența artificială se dezvoltă exponențial. Știm cu toții cum s-au dezvoltat computerele și tehnologia computerelor, dar și programele
cum s-au dezvoltat și matematic vorbim, mergem spre singularitate. Când spun singularitatea, termenul are mai multe sensuri, mă refer la o curbă care asimptotic se apropie de axa verticală. Deci inteligența artificială ajunge la un punct în care dezvoltarea devine practic egală cu infinitul pentru noi. În acest context, pozitivele sunt fantastice. Și singularitariștii, care deja sunt o religie, practic, deci sunt o nouă formă de teologie, îl citează pe Teilhard ca pe părintele lor. Așa că Teilhard reintră în actualitate, în lumea internetului și în știința computerului și în teoria singularitarianismului, care ridică o problemă interesantă pusă de Teilhard, anume, dacă vom ajunge acolo, 20-30 de ani până la singularitate, se spune, ce ne va ghida? Avem nevoie de un concept teologic. Teilhard spune, avem nevoie să înțelegem care e sensul evoluției univers, ca să-l dirijăm conștient evoluția omului într-acolo. Un alt aspect este transumanismul, care iarăși Teilhard susține că pe bază tehnologică omul trebuie să se autodepășească, să dirigeze evoluția biologică. Am vizitat săptămâna trecută, am fost la noaptea membrilor la expoziția Muzeului de Știință și Industrie din Chicago și am vizitat o expoziție a viitorului, futurologică, foarte interesantă, printre altele, problema nemuririi sau a prelungirii vieții. Una dintre ideile lui Teilhard este că omul trebuie să aspire spre viață nesfârșită și trebuie să-și prelungească viața. Interesant că în timp ce el se declară un teolog catolic care crede în înviere. În același timp, Teilhard susține foarte clar că evoluția umană dirijată tehnologic și științific trebuie să ducă la prelungirea vieții și la nemurire. Și ideea lui Gray, parcă Andrew, sau, mai știu că primul nume începe cu A, da? E foarte interesantă pentru că este fizibilă tehnologic la data aceasta. De prelungirea vieții, să zic, la cifre egale cu ceea ce spune geneza cu oamenii înainte de potop, da? Deci 800-1000 de ani. Și ce spune este fizibil tehnologic. Mai întâi este folosirea de stem cell research, de stem cell, de cele nediferențiate, pentru a înlocui celulele, pentru a repara țesuturile și a înlocui celulele care nu mai cresc de la o anumită vârstă. În al doilea rând, plantarea de gene speciale în ADN-ul nostru pentru ca celula să se sinucidă dacă devine canceroasă sau dacă devine rea, dacă celula e rea într-o formă sau alta, această celulă să se sinucidă automat și asta se poate face prin inginerie genetică la data asta. În al treia rând, implantarea de gene din microbii de pământ care să facă ca toxinele să fie metabolizate în organism, așa că organismul să nu mai aibă parte de toxine și așa mai departe. În sfârșit, implantarea unor gene care se duce la repararea ADN-ului atunci când acesta este în mod normal de la o reproducere a celui la alta, ADN-ul se degradează. Toate acestea sunt posibile tehnologic la ora actuală, doar că nu sunt bani. Erau niște cifre, se arăta că dacă banii care au fost investiți în războaiele fără rost din Orientul Mijlociu sau în a scoate din datorii băncile care au distrus economia și așa mai departe, dacă toți acești bani ar fi folosiți, sau chiar în religie, dacă toți acești bani ar fi folosiți, toate acestea ar putea să fie la îndemână, ar putea fi fizibile. Erau apoi alte proiecte, o interfață medicală care te va accesa. Mai ai nevoie de medic, îți pui diagnosticul, îți monitorizezi sănătatea, te tratezi singur, prin computer. Nu mai vorbesc de turism spațial, proiecte de ferme verticale pe zgârie nori, etc., 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 energie alternativă și așa mai departe. Deci, mă întorc la tezaul Teilhard. Teilhard a fost un profet al acestei lumi, dar principalul lui profeție a fost ideea de nevoie de teologie. Problema teologiei, că și Teilhard o prezintă științific, da? Este o teologie universală,
este o teologie a iubirii universale, este o teologie a deschidere către univers, către Dumnezeu care crede în scop al universului, deci asta ne va stimula să căutăm sensul evoluției. Și întruparea lui Iisus la punctul Alfa, în secolul 1, este un ghid despre ceea ce trebuie să, felul în care trebuie să dirijăm evoluția umană către iubire, către non-violență, către abnegație, spirit de sacrificiu, să renunțăm la lăcomie, să renunțăm la bani, eventual la proprietate privată, mă rog, ideea comunistă apare aici ca și la biocosmism, dar trebuie să devină un om nou, omul trebuie depășit și arată, asta e și ideea Apostolului Pavel, omul nou în Hristos este o depășire a omului și omul e ceva ce trebuie depășit. Biblia are și idei despre cum să fie viața viitoare în primul capitol din Geneza, cum să dirijăm evoluția lumii animale pe bază, după modelul Edenului, să zic așa, sau al primului capitol din Geneza, cum să fie viața viitoare. Deci, el susține că teologia creștină, chiar dacă nu credem în Hristos, iar aici rămâne la argumentul științific, chiar dacă nu credem în Hristos, trebuie ca teologia creștină să fie adoptată pentru a dirija noosfera în evoluția ei către punctul Omega, pe care el consideră un fapt științific, nu știu cât i-a comis pe alții, dar ideea devine tot mai actuală acum, tarde se dezgropat. Acum vreau să la teologia lui Teilhard, pentru că Teilhard prezintă toate aceste argumente de poziția unui om de știință și probabil că prezentarea mea pare foarte speculativă, este generală. Dar dacă aveți răbdare să știți cartea lui, e riguros, e logic, e bazată pe fapte, aduce foarte multe argumente. Deci Teilhard e un om de știință și știe ce e știință și încearcă filozofia lui să facă cât mai științifică. Care e argumentul teologic al Teilhard? Acum, ca teolog, dar susține că, de fapt, reinterpretează teologia creștină pe baza punctului Omega, da? Deci, ideea este că Dumnezeu e o persoană și o parte de Dumnezeu a devenit una cu materia, cu Universul, pentru a dirija evoluția Universului și aceasta este încarnarea Logosului. Logosul, deci evoluția Universului este cosmogeneză. El respinge termenul de cosmologie pentru termenul de cosmogeneză. Geneza, de fapt, este evoluția Universului. Și evoluția Universului este întruparea Logosului. Această întrupare a Logosului atinge un punct, anume, la întruparea lui Iisus, când, hai să-l citesc, de exemplu, pe un teolog din secolul 4, Eusebiu din Cezarea, care arată că Iisus a venit într-un moment când evoluția gândirii în lumea elenistă și în Imperiul Roman ajunsese la punctul de universalitate. Deci de a depăși diferența între iudeu și grec, între barbar și roman, între bărbat și femeie, între sclav și stăpân, de înțelegerea omului universal. Deci, oricum, Iisus a venit la punctul când noțiunea de om universal era deja inteligibilă, cel puțin pentru o parte a lumii. Deci Iisus vine la un moment al evoluției biologice și al evoluției noosferei, din care omul poate să-și ia evoluția noosferei, nu cea biologică încă, dar evoluția noosferei este în mâna omului. Și Iisus, ca impuls a învățătorii sale, dar și ca prezență prin Duhul Sfânt în biserică, dirigează evoluția noosferei în continuare. Acum, Teilhard nu este atât de catolic cât pare la prima vedere, în sensul că recunoaște că această evoluție are loc, parlă în două părți a lumii, în vest și în est, în extrem orient, China, budismul, confucianismul și în lumea creștină. Și el consideră că cele două se complementează, trebuie să menționez una de la alta, dar consideră că vestul și creștinismul sunt capul, așa cum cefalizarea reprezintă un salt în evoluție, la fel vestul este cefalizarea noosferei, când noosfera începe să aibă un cap și creștinismul. Ideea aceasta firește că în contextul postmodern și multicultural sună dubios, dar o să mă întorc la ea în emisiunea următoare când voi vorbi despre păcat original. Așadar, Teilhard să merge aici mai departe și odată ce ajungem la noosfera, se închide peste ea și convergența, aproape de punct de închidere, ajungem la punctul Omega.
Vreau să citesc textul favorit al lui Teilhard despre punctul Omega. Textul care stă la baza teologiei lui este 1 Corinteni 15 cu 28. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. El consideră că Fiul, Iisus, da? E într-un proces de a supune toate lucrurile, nu prin curăcere violentă, ci că știința, cultura, literatura, filozofia, etica, toate vor fi în cele din urmă absorbite în punctul Omega, care este punctul de universalitate. Dacă vreți, punctul de singularitate. Deci termenul care l-am folosit ar fi momentul de singularitate a dezvoltării noosferei, în care toate converg către, în ultima instanță, către Logosul întrupat, da? Către Iisus și în punctul Omega toate sunt supuse, deci este o victorie a Evangheliei, dar nu în sensul evanghelicului american cu Biblia în mână, țipând la amvon, nici a iezuitului, poate mai aproape de iezuitul care merge prin China sau prin India, dar ideea este mult mai aproape de iezuiți aici, trebuie să recunoaște decât de evanghelici. Ideea este o integrare a tuturor cunoștinților despre univers și a tuturor formelor de expresie culturală și politică și etică și a relațiilor și afinităților umane într-o anumită matrice care, din punct de vedere etic, spiritual, dar nu dogmatic, nu teologic, să înțelegem, este una și aceeași cu învățătura lui Iisus și cu Logosul întrupat. Dar asta nu implică, deși, firește că asta e dogma întrupării, spune Teilhard, dar aici nu trebuie să înțelegem ceva denominațional sau clerical, deși Teilhard rămâne un entuziast al liturgiei catolice și crede în... îl citez aici pe Benedict al XVII-lea, penultimul papă, care spune că, de fapt, Teilhard profetizează o liturgie universală și cam asta este ideea. Problema este, deci, aici însă, care este relația cu păcatul original și cu suferința? Biserica Romană a respins teologia lui Teilhard și Ordinul Iezuit a respins-o. Din ce motive? Acum să nu înțelegem că Biserica Romano-Catolică sau Ordinul Iezuit au respins teologia lui Teilhard din același motiv pentru că au respins Jean Zürcher, că l-am întrebat eu la București, sau pentru care respinge Dr. Baldwin sau Dr. Yonker sau conspiraționist ca Walter Veit sau Amazing Facts, care nu prea știu nimic despre știință. Anume, nu că Roma sau Ordinul Societatea lui Iisus ar fi respins teoria evoluției, pentru că ei au acceptat-o. Mă rog, Roma a învățat ceva din experiența cu Galileo și s-a ferit să repete aceasta. Pe lângă faptul acesta, evoluția este un fapt care nu poate fi contestat decât de ceva care este ignorant. O spun, nu vreau să-și gândesc pe nimeni, da? Nu vă acuz pentru că m-aș acuza pe mine aici, fiindcă și eu am fost în acea situație. N-a acuz pe nimeni de lipsă de inteligență sau gândire critică sau că n-ar fi destul de bine informat. Eu consider că am fost un tip destul de bine informat în biologie. Problema este că este ușor să suprapui informația științifică cu omul de paie. Și asta s-a făcut la noi în biserică și, în general, în bisericile evanghelice. Un om de paie a fost substituit adevărată informație și atunci când cunoști întâi omul de paie și după aceea asimilezi informația, vezi omul de paie în informația pe care o primești. Internetul a fost aici o mare realizare pentru că a creat nu numai posibilități de informare noi, dar și în timp mult mai rapid. Și cred că tot mai mult dintre noi au acces, toți avem acces, mă rog, dar folosesc internetul ca să aibă acces la izvoare științifice autentice și la dezbateri cu adevărat logice și riguros științifice sau filozofic riguroase cu privire la teoria evoluției și știm că evoluția este un fapt care nu putem contesta oricând ne-ar incomoda aici. Deci Biserica Catolică știa acest lucru în 1940, destul că îl știa, pentru că, mă rog, avea universități, era în lumea intelectuală, era mainstream. Orice biserică istorică știa acest lucru în secolul 20.
Dar de ce a respins Roma teza lui Tayard, de ce a respins ordinul iezuit? Pentru că Tayard contrazicea teza păcatului original. Deci ajungem la problema crucii. Da? La problema crucii. Acum, cum o împacă Roma? Cum împacă Roma evoluția cu crucea? Răspunsul lor este dualist. Și nu mă mir că Tayard a respins teza Romei. Deci Tayard n-ar fost consecvent cu el însuși dacă ar fi acceptat teza Romei. Deci teza Romei este că atunci când Dumnezeu a creat un suflet și l-a injectat în om, după ce a avut loc căderea și păcatul original Adam și Eva. Acum, dacă Adam și Eva erau singurii hominim sau existau și alții, dacă erau singurii homo sapiens sau existau și alții, nu contează. Problema este că Adam și Eva sunt homo religiosis, omul religios, omul care are un suflet, care poate comunica cu Dumnezeu. Și odată injectat sufletul acesta, a avut loc păcatul original. Bun, ca o paranteză, pe această teză, care de fapt își are rădăcini la Augustin, se bazează războiul împotriva contracepției din partea Bisericii Catolice. Și aici aș putea spune că Roma n-a învățat lecția procesului lui Galileo de la 1630 și probabil că o va învăța în viitor în mod usturător. Teza lui Tayard, din potrivă, este că psihismul este nativ în orice formă de existență în univers. Dar psihismul devine psihic pe măsură ce complexitatea creierului crește. Așa că vorbind, dacă ne întoarcem la problema contracepției, probabil că Tayard ar fi fost împotriva avortului după apariția sistemului nervos central sau după apariția unui creier complex la copil. Dar cu siguranță că n-ar fi considerat, să zic, contracepția sau avortul unui fetus care încă n-are sistem nervos central sau n-are un creier dezvoltat. N-ar fi considerat o crimă mai mare decât omorârea unui animal. Și, mă rog, cu toate că aici sunt implicații emoționale și etice și sociale mult mai complexe, dar biologic vorbind, nu cred că ar fi considerat ca un catolic că o celulă are un suflet sau că o celulă este o persoană. Pentru că legată de complexitate. Așa că, firește că Tayard nu putea accepta teza păcatului original în sensul acesta. Dar dacă a existat o cădere, totuși, mai târziu, greu de pus asta la doi oameni când, ca un paleontolog care nu știa ce știm noi, dar știa destule și vedea lucrurile bine, chiar în relație cu ce știm noi astăzi, omul n-a evoluat ca un individ, ci ca o populație, da? Ca un grup de populație care sau cine a de la cine vine păcatul original? De la omul din Neandertal? De la omul din Denisovan? De la Homo florensis? Acolo poate că nu ne-am prea corcit noi, da? De la Homo sapiens? Vine înainte sau după Out of Africa? Vine cumva de la Homo erectus? Dar au fost, se pare, cel puțin două grupe de Homo erectus. Una plecând din Africa, altul omul din Peking, de ce să nu recunoaștem, al lui Tayard de Chardin. A fost Homo erectus în Georgia. Când a apărut păcatul original? După aceea, hai să recunoaștem că trăsăturile cele mai păcătoase ale omului, cele legate de sexualitate și violență gratuită, se pare că vin de la cimpanzeu. Da? Ce faci cu păcatul original? Tayard e prea consistent cu el însuși să accepte teza catolică a păcatului original. Care e teza lui cu privire la păcatul original? Hai să citim Romani, capitolul 8. Da? Romani, capitolul 8, citesc începând de la versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi, punct omega, bineînțeles. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea Fiului lui Dumnezeu. Ferește, fiindcă firea evoluează către punctul omega. Căci firea a fost supusă de șertăciune nu de voie, ci din pricina celui care a supusă, cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozirea slavii copilului lui Dumnezeu, dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roatele Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fiere, adică răscumpărarea trupului nostru. Foarte interesant acest text al lui Pavel. Este foarte clar că textul acesta lasă loc pentru evoluție. Deci eu nu zic că Pavel a fost evoluționist. Eu însumi l-am folosit la vont într-un răspuns în biserică. Dacă lui e textul acesta lui Pavel, este perfect ideea evoluției.
ce care este ideea lui Teilhard de Chardin? Că evoluția este via crucis, da? Evoluția este durerile facerii, este firea supusă deșertăciunii, morții, descompunerii, creșterea însă este dureroasă. Și crucea reprezintă această tragedie a evoluției care merge către punctul omega, descoperirea Fiului Dumnezeu, răscumpărarea trupului, răscumpărarea naturii, prin faptul că omul, în punctul omega, unit cu Hristos, cu Dumnezeu, ajunge să dirigeze evoluția biologică și întreaga natură. Frumoase idei, nimic de zis. Deci, ce este crucea pentru Teilhard? Este o parabolă a evoluției, dar faptul că Dumnezeu s-a făcut una cu noi înșine, inclusiv în moarte, trebuia să arate că el însuși își asumă această tragedie a evoluției și nu o privește distant ca doctorul Moro, în sfat doctorului Moro, care face experimente pe animale, ci el însuși trece prin acest experiment, suferă crucea și crucea este simbolul creșterii, al suferinței, al durerii. Viața lui Teilhard de Chardin, prigonit de pe un continent pe altul de propriul lui ordin, care a fost loial, e un simbol bun în privința aceasta. Dar problema este că atunci când și-a terminat cartea, a început al doilea război mondial, a urmat al doilea război mondial, a urmat Holocaustul. Ce spun toate acestea? Ferește că Teilhard vrea să ofere un sistem care să contrazică nihilismul existențialist. Dar parcă nihilismul e confirmat de istorie. După al doilea război mondial, intrăm într-o epocă în care lacul de concentrare, de fapt, e paradigma politică a epocii și o serie de războaie gratuite și cruzimea guvernelor față de supușilor și unii față de alții și ura etnică și ura religioasă se hipertrofiază peste tot. Unde este punctul omega, Teilhard? Teilhard recunoaște că poate, dar omul e liber. El spune că întruparea lui Iisus este o garanție că va ajunge punctul omega, dar în același timp recunoaște că omul e liber. Însă, aici apare o idee, se pare că lipsește ceva. Și ce lipsește este tocmai ideea de păcat original. Ce lipsește este tocmai ideea de cădere. Bun, deci ce putem răspunde? Eu vreau să schițez un răspuns pe baza teologiei lui Pavel și a lui Luther eventual. Așa cum am schițat-o ultima dată la epistole. Dar asta spre data viitoare. Închei cu o istorie. Un scriitor care era și cleric, influențat chiar de Chardin, a scris un roman numit Planeta Maimuțelor. Acest roman a devenit un mit cinematografic și a fost ecranizat în două serii până acum. Ideea de bază este că Dumnezeu renunță la om așa cum a renunțat la Israel să aleagă neamurile. Dumnezeu renunță la om și alege primatele. Este o idee hilară și interesantă, da? Dar care permite foarte, foarte multă, foarte multă libertate unui producător să exploreze tot felul de probleme ale condiției umane. Ultima serie din Planeta Maimuțelor. Sunt o idee interesantă. Maimuțele modificate genetic după ce are loc demisia speciei umane dintr-un accident de laborator, de fapt, nu prin război, ca în prima serie, se refugiază într-o pădure lângă San Francisco, unde încep să dezvolte o cultură de maimuțe. Deci, repet, dezvoltă o cultură. Au instrumente, vorbesc cu limbajul muților, scriu. Dar toate acestea le fac și unele maimuțe supradotate în timpul nostru. Deci, este o grupă de maimuțe supradotate, conduse de cea mai supradotată maimuță, Caesar, și toate celelalte maimuțe sunt împărțite genetic într-o ierarhie benevolentă, dictatură benevolentă, mă rog. Dar cultura lor, deși maimuțele au atins gradul de sentiență, au început să devină conștiente de ele însăși, cultura lor este cultura simiană, e foarte clar lucrul acesta. Deci, uneltele, podoabele, toate sunt cazuri observate de primatologi în triburile de maimuțe. Urmează conflictul cu oamenii din San Francisco. Și oamenii subapreciază maimuțele și asta este greșeala lor. Maimuțele sunt în stare de strategie și câștigă biruința în mod neașteptat asupra oamenilor care fără armele. Dar ideea cu care se termină la urmă
este că Cezar, șeful hoar de maimuțe, face invenție. Invenția asta constă într-un simbol, un steag, un simbol grafic simplu ca o stea cu patru colțuri, pe care îl oferă ca steag. Și Caesar nu-și mai apără teritoriul, orice animal își apără teritoriul. De acum mai mulți nu sunt chemați să apere teritoriul, ci să apere acel simbol. Și să-l apere în războiul cu oamenii. E momentul în care maimuțele se umanizează, se hominizează. Cum se hominizează? Printr-un simbol pentru care sunt gata să moară și să ucidă, prin instalarea unei dictaturi între ele, prin începutul războiului cu oamenii, nu apărându-și teritoriul, pentru că orice animal are teritorialitate, ci apărând un simbol abstract pentru care sunt gata să moară și să omoare. Ideea în substrat este că, de fapt, maimuțele au luat păcatul original. Și că hominizarea în sine cuprinde în ea deja păcatul original. Plato spunea, de ce spune aceasta, îl citesc pe Plato, Plato spunea că războiul a creat pe om, pentru că în război omul este gata să moară pentru o idee abstractă. Și asta dovedește cea mai înaltă noblețe sau cel mai înalt nivel la care poate ajunge spiritul uman. Și bineînțeles, o idee pentru care ești gata să mori, este o idee pentru care ești și mai repede gata să omori pe alții, care nu ți-au făcut nimica, cu care nu ai nimic, dar o cere simbolul tău abstract, patria, religia adevărată, conducătorul iubit, partidul, ce vreți dumneavoastră, eventual grupa ta de soldați care devine sau steagul unității pentru care lupți. Vreau să închei aici. Ceea ce vreau să arăt este că Teilhard de Chardin are totuși o problemă. Încă nu ajunge să dea o reală definiție a crucii în evoluție. Deci încercarea lui teologică justifică foarte bine încarnarea Logosului în evoluție. Și trebuie să recunoaștem că reușește să facă ce n-a făcut biocosmismul sovietic din motive politice. Să ofere un sens în contextul unei lumi care era înglodată în existențialism, în scepticism și pesimism. Dar redescoperă sensul și îl face credibil, nu cum l-au făcut marxiștii. Dar, dincolo de aceasta, obiecțiunea ordinului iezuit și a papei este întemeiată. Teilhard nu a oferit o bună și n-a oferit un loc cruci și o explicație a suferinței, a răului în om, a păcatului original. Aș vrea să spun că răspunsul nu putea să-l găsească pentru că era catolic. În ce sens? Răspunsul acesta trece prin Luther. Bineînțeles că vine de la Pavel. Dar nu poate fi găsit nici la nivelul Luther. Răspunsul acesta, de fapt, trebuie găsit nu în căutarea unei entități misterioase numită păcat, ci mai degrabă în rolul despre care Pavel spune că îl are legea. Pentru Pavel, legea este interfața păcatului, sau dacă vreți, a păcatului original. Cum? Aceasta este problema care aș vrea să o discutăm data viitoare. În rest, sper că înțelegem că există o teologie legitimă care acceptă evoluția. Și este legitim pentru un biolog și un paleontolog și un om de știință să fie în același un teolog creștin. Oamenii aceștia sunt rari, trebuie să recunoaștem. Teilhard a fost o excepție la timpul său. John Polyhorn sau Bob Russell sunt mai degrabă excepții decât regula, dar excepțiile acestea există și nu mă refer la creaționiști, la adevărați oameni de știință care acceptă caracterul aleatoriu al evoluției universului și totuși văd un determinism în spatele acestui caracter aleatoriu, un determinism ascuns, un determinism care lucrează prin haos mai degrabă și care cred că există un sens al universului și un sens al vieții, fiindcă trebuie să cunoaștem că dacă universul nu are sens, chiar dacă se stinge peste 50 de miliarde de ani, mă rog, dacă viața nu are sens, este una și dacă toate au sens, este alta. Și dacă viața noastră este doar un accident care se va încheia odată cu noi, este una, dacă nu este, este alta. Răspunsul existențialist este legitim, așa cum am arătat. Și
în ultima instanță, ceea ce Camus numea indiferența benignă a universului, este și un răspuns, nu te mai frămânți, este de fapt răspunsul epicureic. Dar, în același timp, aș vrea să înțelegem că nu este nelegitim, din punct de vedere științific, din punct de vedere a teoriei evoluției, a teoriei științifice a evoluției, nu a evoluțiunii teism, nu al evoluționismului teist sau al creaționismului, care este o superstiție pseudoștiințifică, este legitim să credem, să acceptăm teologia creștină ca ceea ce dă sens faptelor științifice, ca o filozofie a faptelor științifice și a evoluției. Vă mulțumesc pentru atenție. Data viitoare, la căutarea cetății pierdute, voi aborda problema păcatului original, acolo unde a lăsat-o Teilhard de Chardin, da? Deci am prezentat sistemul Teilhard de Chardin, îl accept cu mici peticiri venite de la Jean Polyhorne și alții și, mă rog, din dezvoltarea modernă a științei evoluției, dar, în principal, o las acolo unde a lăsat-o el, cu o întrebare cu privire la sensul suferinței și al răului în lume, pe care vom încerca să-l descosem data viitoare. La revedere!